trăiește, spune adineaori că mai întâi vorbește și apoi o să vorbească. Dumnealui a vorbit porind, apoi a horit și iarăși a horit și a vorbit și a horit. Eu consider că am horit pictural înainte de a hori mai stângaci, acum în fața dumneavoastră, încercând să vă explic despre horele mele iconice, despre horile brâncovenilor. Acest proiect, Constantin Brâncoveanu, a apărut în urmă în viața mea ca o chemare, eu aș spune, de sus. La început nu am realizat lucrul acesta. Îmi doream să pictez o icoană hagiografică și probabil atât. În timp, acelei prime icoane hagiografice la care eu am lucrat mulți ani și pe care mi-a spus-o ieri la seara dedicată Sfinților Brâncoveni de la Facultatea de Drept, mi s-au adăugat alte 10 de lucrări. În total, în momentul de față, acest proiect adună în jur de 200 de piese, făcute cam în 20 de ani, de meditație, de rugăciune, de trudă, nu trudă, de bucurie, ar zice. Nu sunt singură în acest proiect, nu vă imaginați. La mine s-au adunat gândurile celor care iubeau pe Brâncoveanu. Și eu am încercat să le, cu harul pe care l-am, să le prind iconic și să le arăt dumneavoastră. Așa cum a spus și părintele Holbea, am ajuns să trăiesc și această comemorare. Vă dați seama, când am început proiectul Brâncoveanu, nu mă gândeam la anul comemorativ al Sfinților Brâncoveni, nici de cum. Nu mă gândesc acum la finalizarea acestui proiect, nici de cum. În atelierul meu sunt încă 10 de lucrări și eu sunt uimită de amploarea și de bogăția pe care o oferă această iconografie. Părintele spunea că am adus lucrări prezentate la Muzeul Țăranului Român. Este parțial adevărat. Pe lângă aceste lucrări, sau sunt câteva din lucrările de acolo, adică brazii brâncoveni, dar într-o formă mai avansată, finalizată, de fapt, atunci era un lucru, am adus, să spun așa, ultimele lucrări, cele calde, ca ucenicii scoși din cuptor. Lucrări făcute după 9 martie. Și despre acestea aș vrea să vă vorbesc. Adică lucrarea Buna Vestire a Sfinților Brâncoveni, pe care o vedeți în colțul din stânga, și lucrarea aceasta, Ultima Cină a Brâncovenilor. Icoana Bunei Vestiri a Sfinților Brâncoveni, deci așa, nu o găsim nimeni, evident. Dar dacă stăm să cugetăm și să legăm faptele care s-au petrecut acum 300 de ani, de Bună Vestire, vom vedea că sunt niște fire extraordinare, duhovnicești între viața brâncovenilor și sacrificiul cristic. Vom vedea că în ziua de 25 martie, Brâncoveanu trimite, după ce este mazlit pe 24, o scrisoare duhovnicului său de Sant Matar, în care îi spune de ce le-a întâmplat. Spune și toate acestea s-au întâmplat datorită păcatelor noastre, citez de memorie, nu e în tocmai citatul, dar aceasta era ideea și finalizează. Și facă-se voia lui cea sfântă. Este extraordinar.
Dacă punem această vorbă ocolerând cu Fiatul Mariei, rămânem urmăruiți. Trec la cealaltă lucrare cu câteva zile înainte, 9 martie. Ultima cină a Sfinților, a Brâncovenilor. În partea de jos, urmăriți iconografia. O masă rotundă, cu o pânză albă și o grămadă de ucenici, de colaci. Familia adunată în jurul mesei. Pe locul lui Hristos, din cina cea de taină, stă Brâncoveanu. Spre el se îndreaptă cei patru băieți, așa cum Ioan, Sfântul Apostol Ioan se apleacă în cina cea de taină spre pieptul Mântuitorului. Urmează Doamna și apoi fetele. Prima este Stanca. Peste 6 zile Stanca moare. Brâncoveanu, în 15 martie, scrie o scrisoare iarăși duhovnicului și povestește cele întâmplate. Și spune, și fata noastră, prima născută, a mâncat, a băut cu noi, de Sfinții Mucenici, după care s-a îmbolnăvit și deja o petrecuse. La alte câteva zile va veni mazilirea. Revenind la icoană, deasupra vedeți niște buciume, niște trompete, nu vine acum cuvântul... Niște trâmbițe. Trâmbițele încrucișate. Sunt în același timp, acest lucru arată deja starea de conflict, lucrurile care erau în familie. Acele trâmbițe amintesc de faptul că brâncovenii își făcuseră trâmbițe de argint mai dulci decât sultanul și acesta a fost unul dintre motivele pentru care ei au fost sacrificați. Nu singuri, dar multe. Avusese această îndrăzneală, dar aceste trâmbițe nu sunt pur și simplu un obiect de ritual. În această icoană au tot o altă semnificație. Și fac trimitere la trâmbițele din Apocalipsă pe care 6 ani mai târziu le vor zugrăvi pictorii școliți în vremea lui Brâncoveanu, tot aceiași erau, pe pridupoarele brâncovenești. Le întâlnim la Colțea și Muntea și la Sfântul Sfântul Ștefan, de mai multe locuri. La 6 ani de Maria Brâncoveanu aduce moaștere lui Brâncoveanu în țară, atunci de bea poporul înțelege că ceva se trecuse foarte rău. Trecuse și domnia lui Ștefan, de apăveniseră deja fanarioții, poporul ținut de Brâncoveanu, cum spune de chiarul, Brâncoveanu știa să-și murească găina fără să o facă să țipe, dar Brâncoveanu nu făcea să țipe, dar știa ce să facă cu fulgii găinii, știa. Deci investea, făcea lucruri mărețe, iar oamenii mai târziu au realizat că, de fapt, starea lor de mai, peste 6 ani era mult mai rea decât era în vremea lui Brâncoveanu. Și atunci revin la ceea ce au zugrăvit pictorii, deci au pus sările trâmbițele apocalipice. Mai sus, vedeți, este icoana cu cei 40 de mucenici și sub icoana urcă încă 6 coroane de mucenici, coroanele martirilor brâncoveni. Toate lucrurile acestea prezentate în aceste icoane. Eu am încercat
tot în preajma bunei vestiri, să le prind și, și să vin arăt într-un alt mod și să mă adresez în primul rând tinerii generații care este extrem de abilă la butonat. Și am făcut un site care se cheamă constantinbrâncoveanu.ro în care voi prezenta am prezint acest proiect și aici veți găsi pe parcursul anului toate întâmplările legate de ieșire în public ale acestor icoane și tot ce va rânduie Dumnezeu și Sfinții Prâncoveni să se întâmple în anul 2014. Vă mulțumesc foarte mult! Gustăm în această seară